Da? Da. Bună dimineața, să aveți spor. Așa au început cei mai mulți romașcani ziua. Haideți cu noi într-un live prin Roman să vedem cum arată. După cum știți, azi noapte vremea n-a fost foarte plăcută pentru zona asta a Moldovei, a județului Neamț, pentru municipiul Roman. A nins viscolit și de intervenit, s-a intervenit cu utilaje, din ce știm noi, doar pe străzile principale în municipiul Roman. Noi ne-am luat oricum lopata cu noi, pentru că vom face o scurtă plimbare prin municipiu ca să vedem cum arată situația. Am luat o lopată cu noi pentru eventualitatea în care vom rămâne undeva în mijlocul zăpezii. Așadar, dacă aveți răbdare și nu mi se aburește lentila de la cameră, o să mergem puțin prin oraș și voi să mergeți cu noi. Bună dimineața tuturor, bună dimineața celor care au intrat acum în live. Imediat o să se dezaburească și geamurile. Dimineața erau minus 9 grade la Roman. În zona în care stau eu, cu siguranță minus 11 grade în zona în care stă colegul Ciprian. Mulțumesc pentru aleile curățate. Mulțumesc pentru că ați intrat pe live. V-am spus, imediat o să se dezaburească și geamurile. Am încercat dimineața să-mi scot mașina din nămeți și după aia mi-am dat seama că aș scoate-o degeaba din nămeți, pentru că strada în sine nu este curățată și zăpada este până la aproape la oglindă, la înălțimea portierei. Mulțumesc, numai o secundă. Altfel o să țiuie. Da, tot mutăm telefonul ăsta de la unul la altul, ca pe Sfintele Moaște. Încă o dată vă spun că așteptăm să se dezaburească geamurile, deocamdată nu prea aveți ce vedea. Nu să se dezabore, să se dezghețe. De circulat pe centrul municipiului se circulă evident în condiții de iarnă și se pare că s-a intervenit cu utilaje. Ai putea să dai cu niște... Nu, n-aș putea. N-ai putea. Când ești dimineață, n-am reușit să le mișc. Deci, după cum se vede, poate reușiți. În partea asta nu pot, că e geamul încă. S-a intervenit pe zona centrală a municipiului. Dimineața se plângeau unii romașcani și pe bună dreptate, mulțumesc, gata de acum, și pe bună dreptate că nu s-a intervenit în zona centrală. Probabil că între timp și-au făcut utilajele treaba. Am vrea să vedem, hai să vă faceți o idee cam cât de multă zăpadă e. Ne-am vrea să intrăm pe alte zone, dar nu cred că o să putem. Pe străzi mai... Numai, pe străzi secundare. Să vedem pe unde să putem. Deocamdată suntem pe centrul municipiului, nu te încurc dacă stau așa, nu? Perfect. Deci la mine pe stradă, unde locuiesc eu, unde merg în fiecare zi sute de copii. Domnul vice? Se duce la serviciu. Ah, da. Să te zăpezească mai întâi.
unde merg la școală sute de copii, nu se intervenise deloc, vă spuneam, erau dimineață cu zăpada până deasupra genunchilor, prin mijlocul străzii, în zona unde locuiește colegul Ciprian, iarăși dimineață nu era intervenit în niciun fel. Poate în parcursul zilei de astăzi nu mai viscolește, asta e bine. Ar putea să organizeze mai multe utilaje, dar nu cred că... Nu știu dacă le are el în buzunar. Există societăți care se ocupă de așa ceva. Nu, centura azi doar se uită. E, da, băi, vede... troienele de zăpadă. Noi purtăm amândoi centura. Întotdeauna. Uitați cam câtă zăpadă a fost împinsă spre margine. Mă gândesc la toți oamenii ăștia care au venit și și-au dezăpezit mașinile. Și acum sunt din nou prinse pe trotuar în spatele nămeților. Și acum, dacă mi-aduc bine aminte, când eram eu mai tânăr, se lua zăpada și se scotea în afara orașului. Cu camioane. Nu știu, erau locuri de depozitare. Erau locuri de depozitare, dar nu știu unde se ducea. La fostul... După Moldova, chiar pe terenul Veran, până în primăria Horea. Eu am prins la fostul de ăsta auto, poligon auto. E spațiu pe malul Moldovei acolo și se duceau, erau munți de zăpadă. Uite, chiar aș vrea să ajung pe acolo să vedem dacă este. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți pe live, că arată că sunteți interesați. V-aș ruga să-l și distribuiți pentru cei care încă nu au dat un follow paginii Roman24 online, o puteți face acum, pentru că publicăm în fiecare zi știri, informații, comunicate care sunt de interes public, indiferent de ce spun unii sau alții. Sunt comunicate care ne privesc pe toți și le publicăm pe pagina asta și ne-ar ajuta și pe noi. În Bălcescu Cică-i Jale. Mă, o să sar prin comentarii, n-am cum să le citesc pe toate. Cică în Bălcescu-i Jale, dar era de așteptat în Bălcescu să fie Jale, pentru că acolo, nefiind zonă principală, înțeleg că există o logică, nu că vreau să iau apărarea cuiva, dar înțeleg că există o logică și în chestiile astea, și anume se începe dezăpezirea sau ornamentarea de sărbători de iarnă, de exemplu, de la centru spre periferie. Iar dezăpezirea se face începând cu arterele intens circulate. Și pe urmă se trece pe străzi secundare, terțiare și neimportante. Și neimportante. Dar văd că oamenii își fac treaba, adică oamenii dau la lopată. Acum e și mai urâtă treaba, că zăpada deja e înghețată. Da, uite, trecem prin biserică, facem o cruce. Da, și așteptăm să se topească. nu crucea, zăpada. De acolo, dar soarele, cred că asta a fost, de fapt, perioada mai rea. Am văzut datele meteo și se duce ciclonul ăsta arctic, se duce spre Dobrogea. Deci noi cred că am cam scăpat de acum. Nu e ceva să ne sperie, nu e prima oară când vedem zăpadă, nu e prima oară când vedem iarnă. Nu o să putem, încă o dată vă repet, nu o să putem intra peste tot. Noi am vrea, dar nu o să putem intra peste tot. Pentru că una la mână, n-aș vrea efectiv să dau la lopată. Dar de ce? Am mâinile delicate. Am mâinile catifelate și nu vreau să le rup cu coada lupeții. Bună dimineața încă o dată tuturor. E iarna asta, au fost ieri și mai grele. Așa este, foarte adevărat.
au fost ieri și mai grele. Dar aici vorbim și de modul în care s-a intervenit și există, vă spuneam, logica asta că mai întâi se intervine pe arterele principale și așa mai departe. Deși ar părea că e ok, parcă aș vrea să se intervină peste tot în mod egal, pentru că la urmă unui plătitor de taxe și impozite suntem toți. Dar e și partea aia alta monedei, și anume că bă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Adică ai o lopată și două mâini, da, fă un postiu de bine și înainte să înjuri pe toată lumea, ajută-te singur. Și pe urmă, când vezi că nu îți dă nimeni nicio mână de ajutor, înjură-i pe ceilalți. Am publicat Gheorghiță Ploșniță, am publicat astăzi pe site-ul Roman24, acum 10-15 minute, situația drumurilor județene. Nu știu pe din afară dacă se circulă roman moldoveni. Intrați acolo pe articolul respectiv, situația drumurilor din județ, și o să vedeți dacă se circulă, că e un comunicat a celor de la DRDP Iași. Deci pentru toți cei care ne întreabă de cum se circulă pe aici pe acolo, vă spun de pe acum că nu știu pe din afară. N-am cum să știu situația drumurilor pe din afară. Stai să stau cumva să nu te încurc deloc. Mă uitam dimineață la cum arată Iași. Nu știu dacă ai văzut. Nu, azi noapte. Am putea, nu se putea circula. Mașini blocate în intersecție și așa mai departe. Stăteau la McDonald's. Așteptau toți McDonald's, da. Uite, pe aici s-a intervenit, dar bine, e o stradă principală. E adevărat că dacă stai la bloc, mă, una e să stai la casă și să-ți faci în dreptul curții, ieși cu lopata și îți faci cei 10, 15, 20 de metri pe care ai la stradă. Alta e să stai la bloc, să ieși seara, să-ți dezăpezești mașina, să-ți faci locul de parcare, nu mai bine să pleci dimineața la muncă și după aia să te trezești cu așa ceva. Înțelegi? Că au venit băieții cu utilajele și au ridicat un morman de zăpadă, un troian de 1,5 m și ți-au închis mașina înăuntru. Și că în Olt nu sunt nici măcar 2 cm de zăpadă. În Olt, în sudul țării. Băftoșilor, pe de altă parte ghinioniștilor, n-aveți zăpadă iarna? Moldovenii mai păcătoși. Așa e. E ger. E ger. Minus 11. În momentul ăsta? La 10-7 minute. La 10-7 minute, minus 11 grade Celsius. Asta este. Nu e de speriat, adică mi-aduc aminte, eram mic, îmi înghețau lacrimile pe obraz în 3 minute de mers până la școală. Dar, parcă am vrea și noi să fie o zăpadă de aia, cum vezi prin filme, știi? Bună dimineața încă o dată tuturor, că a venit iarna pe nepregătite. Da, adevărul că nici nu știam că e decembrie, ianuarie, februarie. Nu s-a mai întâmplat pe acolo niciodată, în ianuarie să ningă. Uite, încolo nu s-a intrat deloc. Trebuia să-i arăt cățel, de la o parte, că... Deci pe aici s-a intervenit, dar e și normal. Fără trotuare. Da, pe trotuare nu s-a intervenit deloc. Fiecare își face... Uite încolo ce absolut deloc. Dar asta nu mai e treaba primăriei, nu? Că în fața fiecărei curți trebuie să-și facă omul singur. E mai rău că am văzut magazine în Roman care n-au dezăpezit. Salutare, Madrid! Bun dia! Madrid. Am o amică, e acum în Torrevieja, mi-a trimis niște fotografii de pe malul mării. Mersi! Bine, iarnă, fric și acolo, dar... malul mării.
Mersi frumos. Bună dimineața încă o dată tuturor celor 120 de oameni care ne urmăresc. Ia că am zis, m-am grăbit, 110 care ne urmăresc, care sunt alături de noi. Încă o dată rugămintea rămâne de a distribui acest live. Încercăm, facem tot posibilul să vă arătăm cum arată municipiul Roman. Uite, și pe aici s-a intervenit. Pe trotuare, evident, nu. Așa este, lăsăm la o parte problema cu dezăpezirea și cu administrația publică și mai departe, peisajul e frumos, nimic de zis. Dacă ești un romantic, tocmai te cu tot la jupă lângă noi, dacă ești un romantic, peisajul e frumos. E de iarnă, așa cum e iarna. Încă mai sunt, văd, zone, case, magazine cu acele ornamente de sărbători de iarnă, adică nu e urât, dar știm noi că e... Vlad, nu mergem spre Sagna, nu cred că mergem spre Sagna, nu? Nu, ci că, da, dacă nu mă înșel, era închis aseară. Ocolitoarea este. Nu, suntem în Bălcescu, am făcut la stânga. Uite, oameni care își fac în fața curților. Cum e și normal. Alții care nu și-au făcut în fața curților. Cum e aici. Bine, noi n-am ieșit să dăm note. Fiecare când are timp și când poate. Nu... Pe aici s-a intervenit că vedem troienele astea pe marginea drumului. Deci s-a intrat pe anumite... Ce, mă luați și pe mine, Valentin? Nu! Suntem deja două creiere destule în mașină. Dar nu o să mergem spre Sagna, cu siguranță. Să vedem pe unde s-a mai lucrat, pe unde nu s-a mai lucrat. Trecem pe la Iri Residence, cumva? N-ajungem, nu? Da, pe aici n-ai să poți intra. Se intervine la panourile electrice. Vremea asta, numai situații de genul ăsta, urgențe să nu ai, de genul, vai, mi-a picat curentul, mi s-a ars panoul, mi s-a defectat centrala. Încă o dată, în cazul în care nu mai țineți minte cum funcționează romanul în imagini, nu suntem ca să criticăm pe unul sau pe altul, că pe unde s-a lucrat, s-a lucrat, pe unde nu s-a lucrat, probabil că o să se intervină. Suntem ieșiți în... Uite, mamă, cum arată pe aici. Stai să văd dacă pot să... Da? Deci, intră? Eu știu, te ridici. Mă, zăpădă e destul de înghițată acum. Așa, ai lopată. Da, dar nu vine nimeni. Deci aici ieșim pe drumul spre Sagna, tot dacă am merge tot înainte, și deja nu s-a mai lucrat cum trebuie. Nu știu cât reușiți să vedeți. Încercăm să vă arătăm dacă se circulă la dealul mărului. În continuare vă spun, nu știu pe din afară. Am publicat mai devreme... La ce mă uit? Să filmez în partea aia. Să filmez în partea aia. Că te întorc mașina. Am publicat mai devreme starea drumurilor județene, un comunicat al celor de la DRDP Iași, pe roman24.ro. Și acolo o să vedeți dacă se circulă, pe unde se circulă și cum se circulă. Pentru că nu știu pe din afară starea, situația drumurilor acum. Deci dacă mergeam spre mine era blocată cu jumătate de oră, ne spune Bianca.
Bă, nici, am văzut, nu pare nici acum nu pare a fi dezăpezit, da, de asta am întors. Intenția era să mergem pe acolo. Era blocată cu jumătate de oră, e blocat și acum. Da, de asta spun că se are, există o logică în toată dezăpezirea asta, deși nu ne place și nici eu personal nu sunt de acord, și anume, prima oară se dezăpezesc drumurile principale, cele care sunt mai intens circulate. Și abia pe urmă se merge pe cele secundare, mai puțin circulate, și la final, pe alea care n-au nicio importanță, nicio relevanță. Și da, pe unii poate superă, dar... Nici oamenii ăștia mă gândesc că nu pot să fie peste tot în același timp. Și inclusiv era blocat un utilaj de dezăpezire acolo, la... pe străduța aia. Ce, n-am mai văzut scafandrul unicat? Se întâmplă. Până una alta, până să așteptăm noi ajutor de la primărie, de la primar, de la Rosal și mai departe, mă repet, aveți două mâini și o lopată, vă puteți face măcar în fața curții. Unde aruncați zăpada asta, asta e altă poveste. Oameni harnici. Aici s-a intervenit, dar s-a intervenit pe repede înainte. Uite și copii fericiți. Copii fericiți. Îmi aduc aminte și eu mă dădeam cu săniuța când... Na, toți ne-am dat cu săniuța când eram mici. Primele degete rupte de la pseniuță le-am avut. Înapoi în Bogdan Dragoș. Filmarea asta nu să, live-ul ăsta nu o să dureze foarte mult, pentru că nu v-am spus, intenția nu e să ieșim la criticat, intenția este să vă arătăm așa în mare cum arată. Am văzut două artere, centrul municipiului Roman și Bogdan Dragoș, că aici se poate circula mai relaxat, nu cred că o să intrăm noi pe undeva să rămânem naibii blocați pe acolo. Mergem și prin favorit. Mergem prin favorit? Da, ok, mergem prin favorit. Rugămintea mea este, fără nicio problemă, trimiteți-ne pe Facebook dacă aveți imagini cu strada pe care locuiți. S-a intervenit, nu s-a intervenit, aveți probleme cu... V-a rămas mașina blocată în parcare, eu știu. Măcar ne facem o idee, ca să nu spună nimeni că, vai de mine, favorizăm pe unul sau pe altul. Uite, un primar nervos. Unde-i? Trece prin dânsul. Alt cum am dus. Să mergem la giratorul de la Dedeman. Da, e europeana, nu? Europeana nu-i curată, adică nu curată, s-a intervenit. Fiind intens circulată, cu siguranță acolo s-a intervenit. Și la final, acum, iar o să fiu eu ăla pe care să îl înjurați pe urmă. Nu forțează nimeni să mergeți cu 80 la oră pe vremea asta. Aprodu Arbore, Petrodava, zona Pieții Mari. Știi, știm cum e. Păi, cum e? Eu nu știu, că n-am fost pe acolo. Am făcut multe cruci, am dat multe lopeți. Ai transmis multă, multă sănătate?
pe strada aia principală, chiar în fața pieței, se poate circula. Da. De asta spun că zonele, străzile principale, alea vor fi întotdeauna lucrate. Tot Bogdan Dragoș, la deal. Știm că între alei, între blocuri pe alei, de cele mai multe ori nici nu se poate intra cu utilajele. Acolo a trebuit să iasă și locatarii cât de cât. Sunt locuri în care nu se poate intra cu utilajele. În urmă cu vreun an, doi, dacă mi-aduc bine aminte, erau niște ATV-uri care făceau pe trotuare măcar. Anul ăsta, din ce înțeleg, nu sunt disponibile. Categoria aparte. Da, nu mai comentez nimic legat de taximetriști, că iar mi-i ridic în cap pe toți. Ăștia au niște reguli, adun numele lor. Au fost ATV-urile dimineața la 6 pe Anton Pan. Mulțumesc foarte mult! Bă, au fost ceva zăpadă și pe aici. E ceva de speriat, iar zic, doar iarna a mai fost, zăpezii au mai fost. Ia să vedem ce e aici. Știți oamenii de bine? 614, nu? Ajungem la strada cu fundătura cu probleme. Fundătura CA Rosete. Care, evident, nemai fiind considerată o stradă principală, că nu duce nicăieri, arată așa. Toți oamenii de pe strada asta au rămas dimineață cu mașinile imposibil de scos din zăpadă. Strada este închisă, după cum bine știți, în zona școlii Vasile Alexandrie, închisă cu bariere. Ca urmare, presupun că e considerată fundătură și dacă e fundătură, e la fundul listei de priorități. Cred că e închisă curitoarea aici, pentru că perul este centrul. Da, o curitoare era închisă încă de ieri, nu? Vest, pardon. A? Hai să vedem, da, sunt cam multe tiruri pe centru, ca multe mașini de mare tonaj. Aglomerație, aglomerație, bineînțeles. Măcar n-am văzut nervi. Road rage. Pe jos nu s-a dat cu nimic, nu? Nu. Vrem și cu oculitoarea? Cred că deja vedem. Sau vreau ai blocat? A, înseamnă că se circulă pe viteza melcului. E blocat oculitoarea. E blocat oculitoarea. Nu ne riscăm.
Așadar, evitați ocolitoarea vest și mergem pe la piață. Da, tirul undeva. Corect. Mergeți în spatele pieței mari sau veniți pe Tudor Vladimirescu mai la vale de școala de șoferi pe piața mică. De la suntem în altă parte, suntem la piața mare. La piața mică nu știu dacă ajungem. Nu, că vreau să văd bucățica asta de aici. Pe care nu se poate intra absolut deloc. Cine locuiește în spatele blocurilor astea e mâncat. Trebuie să lase mașina aici la stradă. Aici încă o dată. În partea asta, la alta, unde mergem noi. Încă o cruce. Încă o cruce și hai să vedem. Intrarea în supermarket Săniuța. Și nu băutura de pe vremuri, Săniuța aia cu... Săniuța fuge, nimeni nu ajunge. Intrările pe alei, iarăși, nerezolvate. Mașinile în zăpadă, așa cum am spus. Asta ar fi ieșirea spre... Ocolitoare, dar... Dacă ai motor puternic și tracțiune integrală, suntem în spatele pieței. Pe Miron Costin. Pe Miron Costin, da. Deci, iarăși, stradă principală pentru zona asta. Cică, trebuia să facem dreapta, dar... Noi avem o întârziere de semnal. Adică, ce vedeți voi, vedeți cu câteva... Secunde. Câteva secunde sau 10 de secunde după ce s-a petrecut. Așadar, faceți la dreapta, am trecut de mult de dreapta. Cât vă uitați la clipul ăsta, la live-ul ăsta, faceți un postul de bine, dați un share, că nu... E gratuit, vi-l facem cadou, că e gratis. Faceți un, dați un share la live-ul ăsta și încercați să... Apăsați butonul ăla de follow, de pagină. Pentru că ne ajută foarte mult. În ce direcție vrem? Pe aici? Pe noi ne-ar ajuta foarte mult. Să dăm înapoi pentru că nu e loc decât o singură mașină. Pardon. Să nu rămânem pe aici. Ai destul de experiență, tu nu-mi fac griji. Am văzut dimineață pe unul care cred că a lăsat jumate de cauciucuri la plecare. În zăpadă. O chestie care nu știu dacă te învață la școala de șoferi. Cum să pleci de pe loc în zăpadă. Aici este o autogară, nu? Tare-s curios cum intră microbuzi, autocare, ce intră pe aici. Îi dăm tot înainte spre Cuza Vodă. Zăpadă. Unde vedeți mormane de-astea de zăpadă, să știți că s-a intervenit. Adică zăpada a fost împinsă de pe stradă spre trotuar, nu că s-a intervenit cu material antiderapant. Puțin oameni pe străzi. Puțin oameni pe străzi, da, probabil că ei nu fac live-uri din mașini, stau acasă la căldură. N-au mers la muncă. Strada cu Zavodă și ea pare circulabilă în condiții de iarnă, bineînțeles. Nu este pe Cuza Vodă. Nu suntem pe Cuza Vodă, suntem pe Ștefan cel Mare.
Măi, 100 de ani. Diferență, deci 100 de ani trăiesc în orașul ăsta, nici acum nu știu străzile pe afară. Aici m-am născut, aici am crescut. Nu știu străzile nici acum. De iarna prins. Uite o imagine frumoasă. E romantic așa. Când te uiți pe geam cu o cană de vin fiert în mână. Da? Când ești afară în zăpadă și nu mai îți cântă el să anureche. Hai afară la zăpadă. Poate ne blochează video pe... Da, deja copyright. Am și voce de el, sa? Da. Și acum stai să vezi că o dau și mai tare. Nu era Elsa, era sora ei care cânta chestia asta. Elsa. Elsica. Ok, pe aici e evident făcut. Circulați și voi în condiții de iarnă, atenție sporită, viteză redusă. Nu e, mai departe ține nu doar de bun simț, ci de logică și de instinctul de conservare. Astea sunt condițiile și să fim mulțumiți că nu stăm în Iacuția, de exemplu. O zi de plimbare romantică în parc. Da, și când vă sărutați, rămâneți lipiți că se întâmplă. Nu ca și pățit-o vreodată. Parcul municipal acoperit de zăpadă. Da. Nu știu, noi încă mai folosim sintagma asta când ne-a luat iarna pe nepregătite, iadul alb, urgia albă, etc. și etc. Am aproape 50 de ani, am prins niște zăpezi de nu vedeam casa. Nu că e ceva neobișnuit ca în ianuarie să fie zăpadă. Așadar, nu cred că ne ia pe nepregătite neapărat iarna. Sunt situații și situații pe care le poți controla pe unele și pe altele nu le poți controla, pur și simplu. Mă feresc să vă iau imagini despre parc, pentru că sunt mașini parcate în dreapta noastră și aș prefera să evit. Nu știu cine e cu cine e în mașină. Corect. Eu mă bucur să văd că sunteți atât de mulți alături de noi. Probabil că vă lipsesc imaginile din municipiu. Poate sunteți plecați, poate vă e dor de Roman. Uite, pe mașina asta deja... Vezi, vine căldura, se dezgheață... Se vede pe tirul ăsta în față. De acum ne încălzim. Este rămas aici de seară. Tirul manul ăla? Da. În zona gării nu s-a intervenit deloc. Bine, și pentru nu știu cât vedeți voi. E zona aia de taxiuri. De fapt, nici intrarea nu e dezăpezită. Așadar, dacă aveți treabă la gară... Vasilele Vârdă, vă e dor de zăpadă? Luați-o pe toată! Vă dăm noi pe-a noastră! Dacă vă e dor, ziceți unde sunteți că vă trimitem! Veți uite, ne urmărea la un moment dat cineva din Dubai și noi eram în zăpadă până la gât făcând materiale de genul ăsta și doamna ne spunea, la mine sunt 30 de grade. Luați niște zăpadă, vă rog. Nămeți, 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 toată zăpada a fost dată de pe carosabil.
Dar încă o dată spun, nu s-a intervenit cu material antiderapant, ceea ce din punctul meu de vedere este o scăpare. Drumul ăsta este, ar trebui să fie drum de viteză, bine, nu în condițiile astea, dar pe aici ar trebui să se circule, să se poată circula bine, măcar bine. Pe de altă parte, eu nu fac parte nici din DRDP, nici din Comisia Rutieră, nici din Rosal. Trotoarele deloc, deși văd niște urme de cauciucuri acolo, dar cred că a încercat cineva să iasă cu mașina, de fapt. Din Roman nu s-au suspendat activități școlare, nu? Nu. Nu. Cu alte cuvinte, pe aici sunt copii care merg? Mai e vreun liceu acolo, vreo școală? Nu. Eu am zis că din Roman de 100 de ani, habar n-am chestiile astea. Sunt oameni care merg la muncă. Văd că trenurile circulă normal. De fapt, pe site-ul CFR-ului n-am văzut niciun comunicat prin care să spună că sunt întârzieri foarte mari sau că e perturbată circulația feroviară. Zăpada e frumoasă, nu e nimic dănuț, nu e nimic neobișnuit, e zăpadă, e frumos, e, mai ales dacă ai un suflet ăsta romantic, zăpada e faină, că trebuie să o administrezi, e mai rău, pentru că n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Podul de la Luțca nu îl mai repară, vorbim de tot altă poveste acum. Podul de la Luțca nu are nicio treabă cu primăria municipiului Roman sau municipiul Roman în general. Deși ar trebui toți cei din Gâdinți, Sagna, să filmeze cum se traversează Transgâdințul în perioada asta și cam cât e de rău să rămâi blocat în pantă cu mașina și să blochezi circulația întreagă și câți zeci de oameni au stat în panta aia numai ieri, și acele filmări să le trimită la Ministerul Transporturilor, la Consiliul Județean, la Papa de la Roma și lui Moș Crăciun, pentru că putem trimite scrisori de Crăciun, putem trimite și videouri. Și să se ceară urgentarea construcției podului de la Luțca. Zic și eu. Până și Moș Crăciun îți poate răspunde. O să spună, ho, 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 așteptați. Nu. Ho, 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 ce m-ați făcut să râd? Nu. Păi, Dănuț, dacă lucrezi acolo și n-ai nimic de făcut, ieși în stradă, fără din mână. Și că acum ajungem la o vulcanizare, ne face cineva semne. Da, să ne faci din mână frumos, adică nu la modul ălălalt, urât. Hai să văd pe care parte să mă uit. Ești curios. Pe stânga? Mai făceam chestii din astea, mi-ai ții minte că îi puneam foame să iasă la geam? Parcă văd că îl blochează un tir sau ceva. Tot înainte. Uite, astea mă dau mie de gândit. Sunt mașini care au nevoie să ajungă de urgență și ajunge în situații în care totul este blocat. Cum fac oamenii ăia totuși? Cei din la dializ au rămas peste noapte în urmă. Serios? Da, nu-i invidiez pe ăștia cu serviciile de urgență. Uite ATV-urile, că vorbeam de ele. E frig, într-adevăr. Da, noi un capăt de țară.
Am avut noi și temperaturi mai scăzute. Deci țineți minte, țineți cont și de filmarea asta, pe dacă sunteți nevoiți să plecați la drum. Bine amânați. Ori amânați, ori măcar circulați, țineți cont că se circulă în condiții. Vrei să speli mașina cumva? Nu, că e închisă. Circulați în condiții de iarnă, adică atenție sporită, viteză redusă, mașinile echipate corespunzător. Dacă nu cauciucuri de iarnă, măcar all season, că permite legislația. E bine să aveți o lopată în portbagaj, adică mă gândesc că erau niște chestii, sunt niște chestii de care când eram mai tânăr râdeam și eu, hai mă, mergi cu săculețul de nisip după tine și cu lopata, dă una, ai bine de treabă. Băi, nu-ți cer de mâncare să le buiți în portbagaj la urma urmei. Ai un săculeț cu pământ, cu nisip, cu sare, cu fosta prietenă pe care o ții acolo și o pui să împingă mașina ocazional. Să ai ceva să te scoată din zăpadă, o lopată, cărbune, un grătar, 20 de mici și 4 beri. Măcar știi că faci o treabă. Intrarea spre cordon. Braf. Da, uite, am ajuns până la Dedeman. Nu știu ce era de văzut. Nu mă așteptam să fie drumul circulabil. Sunt curios în partea asta. La închis. E închis, nu? Doar dacă e deschis până la... Până la stația de... Până la agenții comerciali care sunt zonate, dar după e închis. Oh, pardon. Băi, o să-ți ies prin geam până la urmă. Poate nu. Erau acolo niște buldozeri, ce am văzut, dar probabil că e pentru, cum ai zis tu, pentru agenții comerciali. De circulat se circulă, oamenii vin. Și noi te-am văzut. Zice Dănuț că ne-a văzut. Și noi ne vedem unul pe altul. Bun, din momentul ăsta, pentru că mie îmi bate soarele exact în ochi, nu mai pot să văd comentariile voastre. Deci țineți cont. Închid drumul spre cordon. Da. Cred că se închide drumul spre cordon, da, de la... Da, închis acum. Din 85 spre cordon. Deci țineți cont de datele pe care le primiți. Dacă circulați între localități, viteză redusă, vigilență maximă. Trebuie să fie câte unul din ăsta de fiecare dată, noroc că l-avem pe live. Nu se deșteaptă. În continuare vă rog două, trei chestii. Distribuiți live-ul ăsta pentru, poate aveți prieteni, rude, cunoștințe. Like, share, subscribe, like, steluțe. Share, subscribe, da. Steluțe. A, da, steluțe. N-am prins încă sistemul ăsta, nu știu cum funcționează. Steluțe, da? Donații de 500 de euro. Și și o jumătate de porc. Asta e gluma noastră internă, că a trecut Crăciunul. O jumătate de porc. Uite ce bine, să cer un camin. Feroviar. Nu, scala ferată, nu mai trebuie să... A, da, corect. Noi ne întoarcem spre Roman de acum. Ce nu este nisip în siret. Ca să-l arunce pe jos. Nu știu dacă mi-au voie să arunce pe nisip. Materiale anume. Așa, și cealaltă rugăminte, sau în fine, îndemn, nu rugăminte, era să... Dacă aveți, locuiți într-o zonă în care știți că nu s-a intervenit, e cu probleme și alte alea, trimiteți-ne și nouă două, trei imagini, o jumătate de minut de filmare. Nu știu dacă o să le putem folosi, că nouă ne trebuie anumită calitate. Dar măcar să putem face un material în care să spunem, domnule, pe strada respectivă nu s-a intervenit.
oricum, de acum o să încheiem și live-ul ăsta. Văd că deja și imaginea începe să se... să nu mai fie chiar ok. Bun, vă mulțumim tuturor pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne vedem data viitoare!